Covinul a deschis larg porțile pentru toți cei care au dorit ieri să ia parte la aceste două manifestări. Marcarea zilei primăriei a debutat cu ceremonia depunerii coroanelor de flori în fața monumentului jertfelor din primul și al doilea război mondial. A urmat o recepție în încăperile Căminului Cultural. În același timp, pe platoul din fața Căminului Cultural s-a desfășurat o manifestare tradițională organizată de activul femeilor primei autoguvernări din Cuvin, sub genericul Banatski Fruștuc. Eu mă bucur că ziua asta e frumoasă, este soare și multă lume au venit, au fost și copii de la școală și ei, și iaca, baș mult mă bucure că au venit destui din Covin, au venit în Gai, au venit în Malobava, niște, ca de aici cum au fost. De-aia mai mult avem cârnaci, burfe avem și clise, și clise frite și ouă și iaca aia mai mult. Și atunci avem colaș cu brânze, plășinte cu brânze și înainte este să făcut și cu dulec și iaca. Oamenii au plecat acasă satisfăcuți în urma degustării de mâncăruri apetisante expuse pe standuri din partea membrelor mai multor asociații de femei din comuna Cuvin.